Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Pentru că la cumpăna dintre ani, cu toții ne punem dorințe, astăzi vom vorbi despre arta de a ne îndeplini dorințele. Specialiștii propun o serie de pași care să ne ajute să ne îndeplinim și cele mai arzătoare dorințe. Despre acest subiect discutăm astăzi cu invitata mea, doamna Camelia Popescu, profesor internațional Theta Healing, coach și trainer. Bună ziua, la mulți ani, bine ați venit! Bună ziua și la mulți ani tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Mă bucur că sunt astăzi aici să vă împărtășesc din experiența mea, din lucrurile care au funcționat pentru mine și nu numai pentru mine, pentru destul de mulți prieteni, colegi și celor care le-am împărtășit acești pași de urmat pentru a păși în noul an cu altă energie. Mulțumesc tare mult! Marele psiholog Wayne Dyer, autorul cărții Dorințe împlinite, spune așa: pe acest plan superior, existențial, pe care tu și orice ființă umană care a trăit vreodată îl puteți accesa prin voință, îndeplinirea dorințelor nu este doar probabilă, este garantată. Asta înseamnă că toată puterea e în noi? Absolut! Totul este în noi. Și un primul lucru pe care eu îl recomand persoanelor care își doresc ceva, să aibă credință că se întâmplă. Realitatea noastră este realitatea gândurilor noastre. Cum gândim noi, așa se întâmplă. Dacă noi gândim că nu putem accesa anumite lucruri, cu siguranță nu o să ajungem să le avem, să ne bucurăm de ele. Asta în toate segmentele și sectoarele vieții noastre. Așadar, primul pas către îndeplinirea dorințelor ar fi credința. Ar fi credința, dar înainte să crezi că lucrul ăla este posibil și că îl meriți, înainte de a începe să manifesti și să te gândești ce îți dorești pentru anul următor, eu ofer câteva exerciții celor care vor să înceapă să scrie. Pentru că o altă recomandare pe care eu o fac, să scriem, chiar zilele astea m-am uitat pe ce am scris eu pentru anul 2017. Și vi s-au îndeplinit toate dorințele? Nu. Nu și nu sunt supărată. E un lucru minunat, pentru că toate vor veni la timpul lor și când ești pregătit să le primești. N-am renunțat la ele, înseamnă că mai am ceva de lucru, trebuie să pregătesc ceva ca în anul care vine ele să se îndeplinească. Spuneam că înainte de a scrie dorințele pentru 2018, recomand să facem, să intrăm într-o stare de recunoștință. Și cum putem face asta? Să fim recunoscători pentru tot ceea ce am primit în 2017. În momentul în care închidem ușa acestui an al 2017, să pășim în anul următor cu o energie pozitivă, cu o energie bună. Pentru că noi de obicei stăm și cuantificăm și ne uităm în urmă și vedem doar ce ne-am realizat. Ce n-am realizat, ce lucruri neconvenabile s-au întâmplat în viața noastră, în ce situații nefavorabile am fost. Bine, tot trebuie să le conștientizăm și pe acestea într-un absolut fel. Exact. Ăsta este primul pas, să le conștientizăm pe acestea care nu ne-au plăcut. Să conștientizăm în ce situații neplăcute am fost. Și să le scriem inclusiv pe astea. În momentul în care le scriem, gândiți-vă că prin pixul dumneavoastră pe hârtie, ele ca și energie se duc și se dizolvă. Deci ne eliberăm de acea energie exact, negativă. Exact, facem renunțare la această energie negativă. După aceea intrăm într-o stare de recunoștință și să fim recunoscători pentru familia noastră, să fim recunoscători pentru jobul nostru, pentru lucrurile materiale pe care le avem în jurul nostru și care noi considerăm de la sine înțeles că ni se cuvin. Ni se cuvin pentru că avem un merit, dar exact cum credem că acestea ni se cuvin, să credem că ni se cuvin și mai multe. Asta este un alt pas la care e necesar să ne gândim. Să fim recunoscători pentru zilele minunate, pentru soare, pentru pământ, pentru munte, pentru mare. Deci nu, să nu fim recunoscători strict privindu-ne noi ca entitate singură pe acest pământ. Ci noi suntem în legătură și împreună cu natura, cu alți oameni, să fim recunoscători colegilor de serviciu, chiar dacă au fost momente în care ne-am supărat. Să fim recunoscători pentru că ei au fost profesori și mentori în viața noastră și ne-au învățat ceva.
Ne-au învățat să nu mai facem anumite lucruri, ne-au învățat ce este necesar pe să perfecționăm la noi. Vor spune unii oameni, dar dacă sunt într-o stare negativă și sunt, trăiesc foarte multe lipsuri și neajunsuri și boli și așa mai departe, cum pot genera așa imediat o stare pozitivă? Chiar dacă starea de sănătate nu este optimă, cu siguranță în acest an ai întâlnit medici care te-au îndrumat și ți-au arătat, fii recunoscător că ești pe calea rezolvării problemei tale de sănătate. Este un prim pas în a fi recunoscător. Fii recunoscător că toate acele lipsuri materiale ți arată că poți mai mult, că este necesar și este momentul să-ți dorești mai mult, dar să te vezi tu că poți și poți să ai. Îmi permit să vă dau un sfat. Vă rog. În momentul în care eu am început manifestarea, primul meu gând a fost, din punct de vedere financiar, nu pot să spun că toate erau pe roze. Dar primul gând în manifestare a fost că data de 25, că atunci primeam salariu, să nu mai fie pentru mine o zi în care să o aștept cu nerăbdare și să alerg cu mare viteză la bancomat, să văd dacă salariul a fost virat pe cont. Și am zis, data de 25 pentru mine este o zi obișnuită. Eu am bani în cont, nu fac griji dacă intră salariul la ora 10 sau la ora 2. Și asta a fost primul pas pe manifestare. Cu această ocazie... Asta pentru că v-ați detașat cumva. Exact. Deci nu, de să nu situație. Așteptăm rezultatele. Dar în același timp, ceea ce ne punem și ne propunem să facem, să nu fie la un nivel mai mic. De exemplu, mă refer, haideți, tot la salariu. Am 2000 de lei salariu. Măcar 2200 să-mi dea. Nu. Eu să gândesc că venitul meu lunar, constant, pe care îl câștig ușor în anul care vine, este de 3000 de lei. Și o să vedeți că poate să apară oportunitatea unui al doilea job, poate să apară oportunitatea unui nou job, dar să fiți convinși, să credeți că lucrul ăsta îl meritați. Este posibil. La nivel de relații, nu suntem într-o relație minunată sau avem discuții în familie sau avem discuții la serviciu. Gândiți-vă ce puteți schimba la voi. Cum vă doriți să fie acea relație? Dar nu vă doriți ca acea persoană de lângă dumneavoastră să se schimbe. Gândește ce pot să schimb eu din interiorul meu. Și atunci eu, când voi scrie ceea ce doresc în segmentul relațiilor, eu voi fi mai blând, voi fi înțelegător, voi avea mai multă răbdare. Absolut, răbdarea este iarăși una dintre virtuți care e necesar să o învățăm. Astea sunt lucruri care ne sunt necesare în manifestare. Credința și o altă regulă pe care eu o recomand cu căldură, în momentul în care îmi doresc ceva pentru 2018, îmi doresc pentru mine. Nu-mi doresc ca partenerul meu să fie altfel, nu-mi doresc ca copilul meu să întâlnească soția ideală pentru el, nu-mi doresc, deci nu intrați în liberul arbitru pentru cei din jurul chiar vostru. Dacă le dorim binele? Absolut. Noi gândim că le dorim binele, dar nu știm ce lecții au ei de învățat și nu știm ce este bine pentru el. Așa cum spun mereu, bine sau rău este o definiție relativă. Ce e bine pentru mine poate să nu fie bine pentru altcineva. Și atunci gândiți-vă că eu nu am dreptul să manifest pentru altcineva. Deci cerem doar pentru noi, ne setăm dorințele doar pentru noi. Scrieți acolo. Le scriem, ați spus că ne învățați niște exerciții. Scrieți și... Cum trebuie să sune dorința pe care o scriem? Dorința pe care o scriem să sune în felul următor. Să și spun de ce îmi doresc acel lucru. Dacă îmi doresc să schimb casa, îmi doresc o altă casă pentru ca eu și familia mea să ne simțim confortabil. Deci nu-mi doresc acea casă numai de dragul de a arăta vecinilor că uite ce posibilități financiare am eu și mi-am schimbat casa și am putut să fac lucrul ăla.
Îmi doresc o relație nouă îmi pentru că... doresc o relație nouă sau acea persoană care va intra în viața mea va avea următoarele calități, dar în momentul în care spun despre calitățile persoanei din viața mea care este sau va fi, gândiți-vă dacă dumneavoastră aveți aceste calități. E foarte simplu să cel de la cel din jurul meu să aibă răbdare și eu să mă enervez din orice fleac că nu-i pus nu știu ce loc, lucru la locul lui. Da? Și atunci e clar că nu apare compatibilitate. Ce am eu va avea și persoana de lângă mine, pentru că e oglinda Oglinda noastră. noastră, așa este. Ce doresc eu în segmentul dezvoltării personale? Mulți am observat că în momentul în care au terminat școala, consideră un capitol încheiat și să facem pași în evoluția noastră, în această viață. Nu este necesar să mă opresc. Mergeți la diverse cursuri care vă atrag. Nu am bani. Mulți spun nu am bani. În Exact. regulă, nimeni n-a început cu un curs de 1000 de euro. Toată lumea a făcut pașii necesari. Universul trebuie să vadă că îmi doresc și îmi va da și resursele necesare ca eu să fac acești pași în dezvoltarea mea personală. Ce vreau, cum vreau să fiu văzut de cei din jurul meu. Dar de ce vreau să fiu văzut așa? Care vreau să fie venitul meu în fiecare lună. Dar de ce vreau acest venit? Ca să pot să nu mai mă streseze facturile când vin și să spun nu mi-ajung banii să pot să le plătesc. Ca să pot să-mi permit un concediu eu și cu familia mea sau eu singur. În contextul în care este fiecare persoană, dar să spună și pentru ce dorește acel lucru. În momentul în care eu când manifest o anumită sumă de bani, eu spun că doresc acei bani pentru ca să pot să îmi achit facturile, dacă achit facturile, acei angajați vor primi salariul la timp, ca să pot să mă duc să cumpăr de la market, de la magazin, dacă eu cumpăr, înseamnă că acel market va funcționa, acei oameni vor avea salariu, Adică vor mergeți avea mai cum. departe, nu vă Absolut, gândiți doar la gândiți-vă dumneavoastră. că plantați o sămânță și acea sămânță va crește. Deci eu doresc mai mulți bani din punct de vedere financiar. Am o firmă. Firma mea nu merge prea bine. Nu înseamnă să restrâng veniturile angajaților ca eu să pot să am același nivel financiar. Le las exact același nivel, deci transmit Universului că nu sunt dărâmat pe această provocare a vieții. Voi găsi soluție și împreună cu ceilalți, dacă toată lumea este liniștită, cu siguranță voi face lucrul ăsta. Deci când manifestați, nu vă gândiți la voi ca persoană de ce doriți acel lucru și atât. Punct. Suntem într-o comuniune cu oamenii din jurul nostru. Suntem Suntem conectați toți. absolut, toți suntem conectați. Așadar, ne scriem dorințele pe hârtie, pe fiecare domeniu al vieții, da? Absolut, luați câte o pagină pe fiecare domeniu și o pagină pentru familie sau relații, pentru parte de abundență financiară, de cum vreau să mă vadă cei din jur, de cum vreau să Sănătate. fie serviciu, sănătate. La partea de sănătate, că tot am discutat de persoane care nu au o sănătate foarte bună sau au probleme de sănătate, să se întrebe ce lecții au de învățat din acea boală și să fie convinși, credința, exact cum spuneam, stă la bază. Dacă tu crezi că te vindeci, Universul îți va trimite și persoanele care te vor îndruma ce ai de făcut să te vindeci și medicii care ți sunt necesari pentru Și a te tratamentul vindeca și potrivit. tratamentul potrivit, dar tu în interiorul tău să crezi, pentru că credințele noastre sunt cele care ne blochează. Să nu lăsăm anul 2018 și să spunem o să vedem ce ne aduce și Să ne lăsăm în 2018. voia Nu, sorții, așa cum nu, se spune. nu. Și fiecare lucru pe care îl scriem, să credem, dacă eu nu cred lucrul ăla, să mă întreb ce din mine nu lasă ca acel lucru să se manifeste. Dacă eu nu cred că merit o mașină de 30.000 de euro, nu o să o am. Dacă eu nu cred că merit un serviciu mai bun, nu o să-l am. Numai că este necesar să fac pașii, exact cum spuneam cu sămânța, o plantez primăvara. Același lucru se întâmplă și în viața noastră.
fac pașii necesari, am plantat sămânța, am pus dorința, încep să lucrez pământul, deci mă pregătesc pentru ceea ce urmează să-mi aducă Universul, strâng recolta mai în toamnă, deci rezultatul va veni mai târziu. Așadar, nu scriem o listă cu dorințe, o împachetăm și o punem acolo undeva în bibliotecă și o lăsăm acolo. Nu. Trebuie să lucrăm cu ea, da? Lucrați cu ea, luați-vă acest timp, măcar pentru fiecare domeniu, un sfert de oră, 20 de minute. Ăsta e sfatul meu, o să vedeți că durează mai mult. Și chiar și în momentul în care eu scriu pentru ce sunt recunoscătoare și pentru lucrurile mai puțin convenabile, eu recomand de obicei 20 de minute. Toți cei care fac acest exercițiu spune o oră nu mi-a ajuns, două ore nu mi-a ajuns. Dar ce dați-vă se petrece voie. În acest timp? Se petrece un lucru extraordinar. Mă conectez eu cu interiorul meu, cu sufletul meu. Și o să vedeți că pixul merge singur. Dând un pic mintea deoparte, mintea asta conștientă, care ne este necesară, sigur că da. Dar dându-o un pic deoparte, din interiorul nostru apare ce nu ne-a plăcut, apare ce ne-a plăcut, apare pentru ce ar trebui să fim recunoscători și apare ceea ce ne dorim. Ceea ce nu știm noi este că momentul în care ne dorim un lucru și el mi-a venit deja în interiorul meu, eu îl vizualizez deja, el deja s-a întâmplat în univers. Nu vine nimic întâmplător. Dar încă nu în planul material. Da, nu în planul material. Și eu trebuie să permit acest lucru ca el să vină în planul material. Așadar și vizualizarea este iarăși un pas foarte important. Este un pas foarte important. Pentru că așa cum știm, orice lucru a existat mai întâi în imaginația cuiva și apoi a devenit realitate. Absolut. Ce înseamnă vizualizare? Mulți spun, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Ba da, îl facem. Cum și manifestarea. Nu e necesar să o facem numai la sfârșit de an. Putem să o facem oricând în timpul anului și am să vă spun o veste chiar foarte bună. Noi manifestăm în fiecare zi. Dacă mă trezesc de dimineață și spun, astăzi îmi doresc să fac următorul lucru, e deja o manifestare. Și să ne întoarcem un pic la vizualizare. Dacă eu nu mă văd într-un anumit punct, cu siguranță nu voi scrie pe hârtie că vreau să ajung acolo. Visatul cu ochii deschiși e vizualizare. Momentul în care eu mă văd într-o anumită postură, într-o anumită poziție socială, familială, cum, către ce vreau eu să gândesc momentul respectiv, simțiți-vă ce simțiți în interiorul vostru. Dacă sunteți confortabil cu acea imagine, cu acea dorință, lucrurile chiar se întâmplă. Ele deja așteaptă să se materializeze aici pe pământ. Deci, așadar, emoțiile sunt un barometru foarte clar care ne indică dacă acea dorință ne este benefică sau nu. Absolut. Multe lucruri, uitați-vă fiecare dintre dumneavoastră în viața de zi cu zi, sunt momente când pornesc să fac ceva și mă simt într-o stare de disconfort, trag de mine, nu-i ceva care îmi place să-l fac. O fac mai mult forțat, obligat. Exact. Ăla nu e un lucru pe care e necesar să-l fac. Deci aia nu e în concordanță cu mine și nu e din interiorul meu. În TETA lucrăm cu partea de credințe, cu partea de emoții și cu partea de sentimente. Dacă eu nu am sentimentul bucuriei că dacă ajung acolo, simt deja bucuria momentului respectiv, nu mă ajută la nimic să-mi doresc eu iahtul pe Marea Mediterană să-l întrețin la ora asta, că nu, chiar nu mă ajută cu absolut nimic. Da, spuneți că ne veți vorbi din experiența dumneavoastră, a prietenilor, a pacienților, clienților cu care dumneavoastră ați lucrat prin terapia Theta Healing. Dați-ne un exemplu de obiectiv pe care vi l-ați manifestat dumneavoastră și cum ați lucrat cu el. Am să vă dau un exemplu apropo de lucrează și universul și obiectivul. În momentul în care am mers la cursul Vianei pentru certificare ca și trainer pe Theta Healing, am parcurs tot programul pe care ea l-avea în Elveția. Vorbim în acel de moment. Viana Stibal, fondatoarea terapiei. Terapiei Theta Healing. Și am zis, atât de tare îmi doresc ca eu să particip la toate seminariile.
din punct de vedere financiar, nu-mi făcusem socoteala, nu era problemă financiară, dar eu spusesem stop până aici. Mă alesesem două calupuri de cursuri și atât. Pentru că în interiorul meu credința era așa. Era Paștele nostru, Paștele nu se face decât împreună cu familia, exact se terminau cele două cursuri, mă întorceam în țară și era necesar să mă opresc atunci. Universul a lucrat pentru că dorința mea a fost atât de mare ca eu să rămân la toate cursurile, să-mi iau certificarea. Am ajuns în aeroport și n-am putut să mă sui în avion pentru că era biletul luat cu o lună înainte, deci am învățat că nu este neapărat să fiu prezentă de Paște acasă. Mi-a aranjat și partea de cazare, care era chiar o problemă, și am terminat toate cursurile. Deci asta este o parte de manifestare când îți dorești foarte tare un anumit lucru. În momentul în care eu mi-am dorit o anumită mașină, am tot vizualizat-o și am zis stop joc, nu este momentul. Numai că universul, dorința a fost atât de mare, a lucrat și în 3 săptămâni am avut acea mașină. Deci dorința, credința că lucrurile se pot rezolva, dați-vă voie să credeți. Nu așteptați, adică noi intervenim cu mintea noastră și începem întrebările de ce, cum, de unde, nu pot eu, de unde. Astea sunt lucruri care ne blochează în manifestare. Bun, și dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Poate că nu era potrivit pentru mine în momentul respectiv. Nu-i niciun fel de problemă. Trebuie puțin lucrat ca să ajungi să-ți pui problema așa, să ajungi la această stare de detașare. Noi mai facem așa niște greșeli în manifestarea dorințelor, adică mulți dintre noi ne întrebăm, dar cum oare se îndeplinește această dorință? Când se îndeplinește această dorință? Nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea. Când se îndeplinește această dorință? Când eu sunt pregătit să primesc acea dorință. De-aia vă spuneam, am uitat în ceea ce am scris eu anul trecut, pentru că după ce scrieți ceea ce vă doriți pentru anul viitor să se întâmple în viața voastră, luați acea hârtie și puneți-o bine, sau caietul respectiv și puneți-l bine și o să vă uitați la el la anul, nu între timp, pentru că universul este necesar să lucreze împreună cu mine. Adică eu nu pot să stau chiar așa. Îmi doresc să ajung în o altă poziție la serviciu, dar pentru poziția respectivă e necesar să fac un curs. Chiar dacă voi fi înscrisă la cursul ăla, deci trebuie să fiu prezentă. Sunt multe lucruri care depind de mine. Ceea ce am eu de făcut în a manifesta dorințele este de a fi prezent și conștient în toată această manifestare și eu mai dau un sfat, pentru că dacă nu ați ajuns la nivel de manifestare profundă, adică nu sunteți convinși, cereți primele ajutoare și primele ajutoare sunt îngerași. De îngerași știe toată lumea, sunt alături de noi, sunt prezenți în viața noastră și dați-le lor sarcina respectivă și să manifeste și să mă ajute ca eu să îndeplinesc ceea ce îmi doresc să am în anul respectiv. Apropo de dorințele scrise, trebuie să trecem și acolo un termen până la care dorim să ni se îndeplinească dorințele, este bine să trecem și un deadline. Da și nu. Deadline-urile sunt pentru ceea ce ține de mine și am eu de făcut. Ceea ce are Universul pentru mine, nu. Pentru că el știe mult mai bine în momentul când este necesar și eu pot să primesc anumite lucruri, când sunt pregătit să le primesc. Este ca și cum mai dau unei persoane de trăiește tot timpul din datorii 1 milion în cont. Ce va face acea persoană cu milionul respectiv în cont? Nici nu este pregătit să-l primească, nici nu știe ce să facă cu el. E darul lui divin, e dreptul lui divin. Nimeni nu contestă lucrul ăsta, dar nu vine într-un moment în care el este pregătit. Este necesar ca fiecare lucru pe care îl scriem și îl conștientizăm să nu ne supărăm că nu se întâmplă. Înseamnă că mai avem ceva de lucrat acolo și să vedem ce din noi n-a permis ca lucrul respectiv să
se manifeste acea dorință. Trebuie să ne conștientizăm blocajele. Da, și blocajele și ce credem noi despre lucrurile respective. Dacă eu nu cred că universul ăsta pentru mine are o felie de tort și cred că are în mamă măligă, cum spun eu câteodată în manifestare, aia voi avea. Să fiu convinsă că în fiecare zi universul mi oferă ceea ce este cel mai bun pentru mine, ca eu să fac pași în învățare, în evoluția mea, în a obține finalul la care eu vreau să ajung. Eu constat așa cu mâhnire că aud în jurul meu foarte mulți oameni spunând: e, lasă că n-am eu norocul ăsta. Da, își blochează singuri accesul la darurile divine care sunt pentru fiecare dintre noi. Pur și simplu refuză. Trebuie să învețe să accepte. Acele persoane care îmi spun nu am norocul ăsta, nu știu să primească și nici să dăruiască. Nu este suficient să mă duc să cumpăr ceva din oraș, pentru că este necesar să dăruim sentimente, să dăruim gânduri bune, să dăruim ceea ce este mai bun din noi pentru cei din jurul nostru. Înțelegere, iubire, tot ceea ce credem noi că persoana de lângă noi are nevoie. Spuneați la un moment dat că răbdarea este o virtute de care avem mare nevoie în acest proces al materializării dorințelor. Cum învățăm răbdarea? Cum învățăm răbdarea? Vă dau un sfat, nu cereți ca universul să vă învețe răbdarea, pentru că veți fi numai în situații în care o să ziceți, da, până când? Să fiți conștienți că o aveți deja, că ce este bun în univers pentru fiecare dintre noi este acolo și ne așteaptă, și răbdarea se învață când eu conștientizez că nu este momentul să primesc acel lucru. Înseamnă că mai am ceva de lucru la mine. Și atât de simplu, de ce nu s-au întâmplat anumite lucruri? Întotdeauna mă uit în interiorul meu. Nu privesc în exterior, nu dau vina pe nimeni din exteriorul meu, ci sunt conștientă eu personal că dacă un lucru nu s-a îndeplinit, nu sunt pregătită, nu am făcut ceea ce trebuia făcut, deci ceea ce am îmbunătățit la mine, și ce credință îmi blochează mie ca acel lucru să se manifeste, pentru că toate astea țin de credințele noastre personale. Sunt persoane care, privite din exterior, și noi le vedem, spun, au tot ce le trebuie în viața lor, și alte care nu au nimic, dar nici nu cred că au dreptul ca ei să aibă acest lucru. Dați-vă voie să credeți. Credința este cel mai important lucru, să credeți că puteți, că aveți, că e darul divin să aveți tot ce doriți în viața dumneavoastră. Și pentru că mai avem câteva minute la dispoziție, știu că prin Theta Healing sunt o serie de tehnici care ne ajută în materializarea dorințelor. Ne puteți spune câteva dintre ele? În primul rând, să curățăm credințele noastre. Asta este, nu pot să manifest, e să aduc pe un teren, să aduc într-o casă murdară o mobilă nemaipomenită. Să curăț ceea ce este de curățat. În Theta Healing întâi curățăm din aceste credințe de manifestare, peste 100 de credințe care ne blochează. Nu cred, nu merit, nu e dreptul meu, cum să mă gândesc eu la asta, cum să vreau eu mașina nu știu care. Când eu nu am atâți bani în cont. Nu am atâți bani în cont, de-abia îmi plătesc facturile. Deci eu blochez această manifestare. Ca și tehnică este, dați-vă voie să vă vedeți acolo unde ați dori, unde simțiți că sufletul vă spune că puteți să fiți, că nu aveți niciun fel de datorie, că lucrurile funcționează minunat și în familie, și în relație cu copiii, cu părinții, și la serviciu, că anul care vine veți avea serviciu pe care vi-l doriți, că sunteți plătiți la adevărata valoare. Nu mai lăsați să fiți plătiți doar așa, că măcar un serviciu cu 800 de lei pe lună, dacă aș avea, ar fi minunat. Nu. Dacă eu am o valoare, dați-vă valoare, puneți-vă în valoare, dați-vă voie să fiți cine sunteți.
Eu vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste sfaturi pe care ni le-ați dat astăzi și vă doresc și dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc ca toate dorințele din 2018 să se îndeplinească. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, încheiem discuția aici. Sunt Ana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți toate dorințele împlinite. Pe curând! Thank you.